Carosabilul umed le dă bătăi de cap șoferilor, mai ales celor care ghidează vehicule de mare tonaj. Un incident nu tocmai plăcut s-a petrecut cu un astfel de conducător în sudul țării. Autocisterna încărcată cu 26 de tone de combustibil pe care o conducea a derapat de pe traseu și a ajuns într-un șanț. Totul a avut loc în seara de 19 mai, aproape de ora 20, la intersecția străzilor Ialpug și Tanchiștilor din municipiul Comrat. La fața locului a fost chemată poliția, dar și pompierii. Imediat, salvatorii au agățat trosul special de autocisternă și au tractat-o înapoi pe șosea. Operațiunea de tractare a durat aproximativ 20 de minute. Din fericire, în momentul derapării, autocisterna nu s-a răsturnat și combustibilul nu s-a scurs pe șosea. De asemenea, nicio persoană nu a avut de suferit. Potrivit informațiilor colectate de subdiviziunile teritoriale ale pompierilor și salvatorilor, în ultimele 24 de ore s-a intervenit în 38 de situații de risc.